Scandalul declanșat de regele manelelor din România, Florin Salam, a luat amploare în urma transmisiei în direct pe Facebook, în care acesta a anunțat că renunță la cântările din Călăraș și Bolintin din cauza unor situații neplăcute prin care artistul a trecut. Cu toate acestea, abordarea manelistului în susținerea deciziei sale a supărat și mai mult persoanele care au avut de suferit financiar de pe urma anulării cântărilor programate în cele două orașe. La nivelul județului Călăraș, reprezentanții minorităților au dezvăluit că regele manelelor ar avea încasate sume cuprinse între 10 și 15 mii de euro pentru evenimentele programate pe care acesta nu le-a mai onorat. Vreau mai puțin bani și mai multă viață de acum. Revin. Deci eu nu am renunțat, mai ales acum am avut o săptămână de spitalizare, am fost internat, știe toată lumea. Asta e. 25 de ani de oboseală, că arăt eu tot bine, asta e altceva, mă scuzați pe mine, vă rog eu. Cer mii de euro aia. Așa, revenim. Am renunțat decât la două cartiere, era să zic. Două comunități, astăzi, mai două bine. Cartiere, era să zic. Două străduțe. Două străduțe. Am renunțat la Călăraș și la Bolintin, deocamdată. De ce? Una. Am un nivel prea șmecher, să mă iertați dacă înțelegeți greșit unii, dar eu vorbesc asta din prea multe strânse. Încât să vină cineva să-și facă lui Florin Salam niște măgării, niște prostii, niște alea și eu să ajung că am putere mare. Asta nu v-am spus rar tot să nu vă supăr. Eu am putere mare din orice punct de vedere. Și pentru a nu ajunge la altceva, am preferat să renunț la Călăraș. Din cauza la două, trei persoane care caută. Ce caută ei acolo? Iancu Vasile, liderul comunității rome din Călăraș, a declarat că dorește să clarifice situația și, dacă va fi necesar, artistul va fi supus unui stabor intentat de oamenii care îl acuză că a încasat bani și nu a mai venit la evenimente. Salam, acum câteva zile, domnul Florin Salam a ieșit pe live și a confirmat că nu mai vine în Călăraș să-și onoreze nunțile. Mai are nunți de făcut până la sfârșitul august. De câte nunți este vorba? Despre câte nunți? Nunțile sunt vreo 100, dar el tot a arvinit poate 80%. Dar problema e că el și-a luat banii de anul trecut. Câți bani? Păi la, nu mai punem 11, 12, 15, punem 10, așa să fie. Da, la 80 de 800 de milioane, nu? 800 de mii de euro. Vă dați seama, se apropie de milion de euro numai din Călăraș. Nu mai zicem de Oltenița, de Afumați, de Bolintin, că el a afirmat și la Bolintin că nu se duce. Deci e vorba de 2 milioane de euro la nivel național. Dar problema noastră este Călărașul. Acum câteva zile a făcut el un live în care a zis că nu să mai cântem Bolintin și în Călăraș. Ok, l-am înțeles. Și că a spus el că suntem două străduțe mici și că o picătură din ocean nu-l afectează. Florine, nu uita că picătura de ocean ți-a crescut copiii. Și picătura de ocean ți-a dat cel mai mare respect posibil din lume. Aici la noi n-ai fost bătut, n-ai fost agresat, n-ai fost, întotdeauna ai fost respectat. Ai greșit de multe ori, te-am iertat. Așa puteai să faci și de data asta. N-ai putut să onorezi nunțile la oameni, în fine, ok, nu mai contează. Trebuia să vii cu un alt fel de live. Domne, mă scuzați, mă iertați, n-am putut să ajung, uite așa, uite așa, uite așa. Dă-le bani, frate, la spăitorii noștri. Uite, și eu trebuie să-mi dai bani pentru fratele meu la nuntă. Ne întâlnim într-o zi, ne strângem toți spăitorii de aici, de la Bolintin, ne dai, frate, banii și să fii sănătos, că respect nu mai ai. Ești egal cu zero cu respectul, să știi. Live-ul ăla, nu știu cum ai făcut, numai negative. Deci, numai lucruri negative ai spus despre noi, în care noi te-am iubit, te-am apreciat, nu te-am bătut niciodată, ai fost respectat aici la noi. Și vii tu cu aberații de-astea că vezi, Doamne, cu tare, că cu tare. Nu e bine ce faci. A afirmat că el nu mai vine la Călăraș din cauza la trei persoane, că îl jăgmănește, că nu l-a omenit, că nu s-au băgat în scandalul lui cu băieții de aici. Dar după câte știu eu și cunosc eu și toată lumea de aici, el n-a avut niciodată probleme în Călăraș. N-a avut niciodată scandal. A fost respectat, ba din contră, l-a ocrotit, a venit câteodată beat. Nu, a venit câteodată beat, câteodată drogat, oamenii l-au înțeles și a dat un program mai puțin. Problema e că a ieșit pe live și a zis fără motiv că nu mai vine la anunț și la suma care trebuie să o dea înapoi e cam mare. O va da înapoi? A zis ceva legat de acest lucru? Tocmai asta că el n-a zis nimic de bani. Eu pe calea asta dumneavoastră îi transmit lui Florin Salam
să aibă grijă ce vorbește de acum încolo și dacă vrea, să-și continue programul, îmi iau angajamentul față de lume cu el prezent, că poate să-și continue programul la nunți, chiar astăzi are nuntă, chiar îl rog să vină la nuntă. Iar restul de oameni care au avut nunta și nu le-a dat banii, o să discutăm, o să punem la cale ceva, o să avem o strategie, cum să facem să le dăm banii și la cei oameni care el n-a onorat nunta. Avem ceva frumos de anunțat. Banii pe masă, în anul 2023, anul agenda în față. Acesta, an norocos, o dată Dumnezeu sănătate, este vorba de să începem cu socrii mari, e cel mai bine așa, este vorba de Sile și Viorica, socrii mari să le dea Dumnezeu sănătate. Socrii mici sunt Bițu și Mira, să le trăiască familia și cei peste ei. Bineînțeles, acum trecem la nașii mari, care este vorba de Ionuț și Mariuța, să trăiască și nașii mari, să le dea Dumnezeu noroc. Și oamenii, rolul principal, bineînțeles, este vorba de Generică și Mireasa, Mădălin și Ștefania. Păi e interesat ca nunta să aibă valoare. El n-a venit. Valoare n-a mai avut nunta. Acum omul cel puțin să e mulțumit că va primi banii. Dacă nu-și primește banii lumea și nu onorează nunțile în continuare, noi am hotărât să facem petiții, 100, martor 100 la fiecare cerere, martor ei pentru ei, chiar dacă n-am avut chitanță, că el a cerut. Și cum ați avut un contract? Nu, nu, păi tocmai asta, chiar da. Chiar dacă n-a avut contract cu noi și chitanță, că asta o cerea de la început anul trecut. Nu fac chitanță, nu fac contract, vrei să mă iei, îmi dai banii și cu asta basta. Noi, ca să putem să-l chemăm, i-am dat banii. Dar noi suntem martori unul pentru altul și plus de asta avem live cu el când spune că eu în ziua de sunt la nunta de ei. Nu s-a prezentat la obligație care le-a avut față de comunitatea călărășeană la nunțele de spăitori. Eu astăzi am venit aici ca să propun acestor oameni ca să rezolvăm acest conflict pe calea amiabilă. Va fi pedepsit pentru rasism. A vorbit de călărășeni, ne-a făcut o străduță, fiind el și-a crescut copiii aici la noi, la Călăraș. Facem petiții, fiecare nume, nu știu ce, și suma care a dat-o, 100 pentru 100, le înregistrăm și aici la poliția noastră, le vom înregistra și la sectorul de unde aparține Salam și așteptăm o săptămână. Atât la poliția noastră cât la poliția din capitală, de acolo. Și dacă nu se face nimic, noi vom face un protest cu autorizație de la Primăria Bucureștiului, unde ne vom strânge în fața poliției capitalei și vom striga cum ne iese pe gură atunci față de comandant și față de sectorul care îl aparține și față de șeful capitalei, pentru că nu ia măsuri la o evaziune fiscală de 2 milioane de euro care trebuia DNA-ul și alții să intre pe fir și față de el că pentru șelăciune și abuz. A trecut deja o lună de când nu mai vine la anunț. Tot l-am așteptat, am înțeles că la spital, nu știu ce, n-am știut că el o să iasă și o să zică pe live prostia care a zis-o mai mare ca el. Tu n-ai cum să compari Ferrari cu Dacia Trabant. Înțeles? Dacă voi rămâneți, mă, cu Trabanturile voastre, pentru că eu cât aș fi de obosit când văd un om că mă respectă, îmi iau oboseala și îmi fac program. Cât aș fi de odihnit când văd un om care nu mă respectă, mă obosește pe loc. Și atunci renunț la ceea ce nu mai îmi priește. Vorbesc destul de clar, destul de lucid. Am cad de fiecare dată emoții, că știu că vă uitați la mine. Dar nu uitați, n-am renunțat la România și Europa și tot globul. Am renunțat la Călăraș și Bolentin. Două străduțe mici pentru mine, nici măcar cartiere. Da? O picătură dintr-un ocean. El poate vrea ca să ne îndepărteze, că a cheltuit banii, nu mai are bani și alte nunți. Dar el nu știe că noi nu vom sta cu mâinile în sân, că are el nevoie de bani. Să zicem că nu va veni și nu își va onora serviciile. Da. Cum veți face? Păi cum vor fi nunțile fără el? Nunțile vor fi cu alți lăutari, nu e nicio problemă. Deci vor fi alți lăutari la nuntă. Dar problema este că noi vom continua și cu nunțile și cu procesul. Și penal și civil. Dacă vor dânsii
să-l mai primească pe Florin Salan să cânte în continuare nunțile care au mai rămas și de la aceste nunți să nu mai primească dânsul banii ca să restituim banii celor din care nu s-a prezentat la nunți. O parte vor, o altă parte nu vor. Următorul pas care trebuie să-l facem, am zis noi să strângem mai multe semnături ca să depunem o petiție împotriva domnului Florin Salan pentru a-l acționa în instanță. Dacă ești interlop sau ești om de cuvânt ca să faci treaba cum trebuie, ca lăutar, dacă vrei să fii interlop, avem și noi putere, cum ai zis tu. Nu ești ne-a fost singur. Frică de nimeni și nu ne frică de nimeni. Dar noi te-am respectat. În genunchi te-ai pus tu singur, din cauza că n-ai putut în droguri să mai stai în picioare, fratele meu. Și nu ne faci o picătură din ocear, pentru că picătura aia a crescut copiii tăi și ai ajuns unde ai ajuns. Și dacă vrei cu adevărat ca să faci această ură, nu mai te duce nici la țigan, la spoitor. Reprezentantul minorității a menționat că a luat legătura cu toți judecătorii din județele limitrofe pentru a informa cu privire la situația în care artistul este implicat și împreună vor decide dacă acesta va fi tras la răspundere într-un stabor țigănesc. Craiova, București, Bacău, Iași, Constanța, mă rog, mai mulți, și am lăsat vorbă deja dacă sunt pregătiți să fac un stabor țigănesc, precum ești tu, că trebuie să fii în stabor, să-i anunți și vei fi chemat în staborul țigănesc la nivel național. Nu-i nevoie neapărat în București sau în Călăraș. Vom face unde cade de acord. Chiar tu, dacă zici unde să venim acolo, venim tot staborul din, la nivel național să te judecăm, pentru că ceea ce ai făcut dumneata ca lăutar, ai dat dovadă că ești mafiot, nu lăutar. Vă iubesc, mă iertați, trebuia să fac anunțul ăsta pentru tot pământul care ține la mine, iar cei ăștia care mi-ați dorit să nu revin de la patul de spital, țineți-vă bine de acum încolo că o să cântați pe gratis toată viața ca să puteți să mai ajungeți la vreo nuntă. Că unde o să cânt eu, nu mai dau voie la nimeni să vă mai ia. Mai cânt eu 2 ore în plus să rămâneți acasă să dormiți. Că vine șeful vostru. Vă iubesc. Când ești la nivelul ăsta al Florin Salan ca artist, și ești pe scenă și cânti și duci toate evenimentele la bun, de la început până la sfârșit, da? Ok. Totul cum trebuie, absolut totul cum trebuie. Și vine odată unul, vine odată doi, ierți. Deci ultima treabă care a fost la Călăraș, unul care a fost acolo în nuntă, nu mai știu exact numele lui, că nici nu mă interesează, i-a tras o palmă de aia, l-a lăsat fără respirație în spate, a dat-o un pumn de la un. Și știi cum când cânti și îți trage cineva un pumn în spate, ți se duce gura direct în microfon, ai înțeles? Înțeles. Deci a avut mai multe incidente nefericite, cu alte cuvinte. Dar nu incidente de astea de care crede lumea. Adică, știi cum e? Ei sunt ăia care au impresia că, bă, Florin cânt acolo la Călăraș de 20 de ani, da? Ok. Bă, de 20 de ani nu ești în stare să-l respecti, de 20 de ani nu ești în stare să-i oferi protecție când cântă în nunta ta. Și ce, domnule, dacă i-a dat ăla un pumn în spate? Asta este, să-și ceară iertare. Ce mi se-și ceară iertare? Ăla de la Florin, nu chiar așa, mă, cu cerutul ăsta iertare. Banii încasați pentru evenimentele la care Florin Salan trebuia să participe depășesc 1 milion de euro. Ei, de unde mă să depășească 1 milion de euro? Mai sunt de dat 50.000 și 20 ceva de mii. Sunt 75.000 de dat atâta care ai dat, cum ați venit de astea, de toți banii, de toți. Există peste 1 milion de euro, mă. Tu nu știi ce salarii plătesc aia? S-a dat doar avansuri, nu a plătit nimeni salariul, să la Florin Salan să dă doar avansuri 4.000-5.000 de euro, da? El ia bani în ziua anunții. La Călăraș mereu la bani în ziua anunții, da? Am înțeles. Și acum deci ultimul trebuie să dea doar avansuri înapoi. Și acum are un eveniment în data de 7 sau 8? Să fii sănătos, orice eveniment îl are la Călăraș, nu se ține niciun eveniment. Am la înțeles. Călăraș, fratele meu, că nu suntem, nu e obligat nimeni să cânte cu șapcă acolo, că vezi, doamne, a dat avans 3-4.000 de euro. Ce nu ne interesează absolut deloc, că spun din punctul meu de vedere. Sunt niște huni, niște sălbatici. Știi ce înseamnă huni sălbatici? Unii din ei n-au nici central în casă. Și ce înseamnă să dai salariul lui Florin Salan? 15.000-20.000 de euro pe fiecare eveniment. El n-a vrut să cânte la toți. El a luat câteva familii de acolo, ai înțeles ce zic? Reprezentanții de etnie spuneau că vor să-l bage într-un stabor țigănesc. Da, să bage, să plătească ăla care i-a dat cu pumnul în spate și l-a lăsat fără respirație și a spart dinții din față din cauza microfonului, să plătească ăla, nu înțeleg. Uite. Cei din Călăraș și, mă rog, Bolentin spuneau că Florin Salan nu dă documente fiscale pentru banii pe care îi încasează. Da, să fii sănătoși. Nu se dă niciun document fiscal când tu dai avans. Îi dau un document fiscal? Care dă document fiscal la lume?